Gemeni, e posibil să primiți oferte de lucru și o să vă gândiți serios ce v-ar avantaja, că aveți deja niște proiecte în lucru și nu trebuie să exagerați cu munca. Rac, sunt niște oameni care vă apreciază pentru felul în care munciți și o să vă oferteze cu o colaborare pe bani frumoși, dacă tot aveți nevoie de niște bani în plus. Leu, e momentul să vă îngrijiți de sănătate ca să fiți luni zdraveni, dacă tot aveți responsabilități pe cap, să le puteți duce pe toate la bun sfârșit. Fecioară, poate să fie muncă, nu glumă la serviciu și o să vă străduiți să vă achitați onorabil de ce vi se cere și sperați la o promovare cât de curând. Balanță, se poate să le cereți mai mulți bani șefilor, poate pentru că ați acceptat să munciți în plus și s-ar putea să vă satisfacă și ei dorințele. Scorpion, e posibil de acum încolo să vă gândiți cât se poate de serios la căsătorie, că relația a devenit serioasă și știți că nu vă mai doriți pe altcineva. Săgetător, o să vă invite cineva în străinătate și la voi disponibilitate în acest sens există. Totul e să vă sincronizați, să aveți timp liber comun. Capricorn, tot munca e la ordinea zilei, dar vă puteți relaxa printre picături, că trebuie să vă respectați și pe voi, să vă oferiți un respiro. Vărsător, o să puteți reface viața sentimentală dacă au fost probleme, vreo separare, și să întâlniți acea persoană care vi se potrivește ca fel de a fi. Pești, o să fiți mai comunicativi, poate aveți ceva de comunicat în public și o să vă faceți înțeleși. Mesajul să ajungă intact și necenzurat la auditoriu. Berbec, ați putea intra într-un parteneriat care să vă aducă bani și notorietate. Poate fi ceva nou de succes. Taur, o viață nouă și frumoasă pentru voi pe care n-ați mai avut-o de vreo 12 ani și o să faceți tot posibilul să vă bucurați de ea.